Noi acum 3 ani de zile am început pe întreținere, drumuri de întreținere, în care înseamnă se frezează stratul de uzură, se pune un strat nou de uzură și acum suntem la spital. Cele codițele care le-am avut este parcarea din dreptul spitalului și mai avem încă o parcare tot în dreptul spitalului pe care se va termina tot astăzi și aceea. Mai avem la pod la fel o parcare de terminat tot astăzi. Continuăm ce am început acum 3 ani de zile, drumuri de întreținere, adică frezăm stratul de uzură și punem un nou strat de uzură. De ce erau necesare în această perioadă? Drumurile erau peticite. Drumurile nu aveau planeitate. Noi a trebuit să frezăm, să dăm planeitate șoselelor. Deci erau toate șoselele erau pline de gropi și cu petice de asfalt. Acum toate străzile au planeitate, toate străzile arată foarte bine. Constatând că și bordurile, trotuarele sunt foarte vechi, de 40-50 de ani, chiar eram pe o stradă, pe Gheorghe Dojea, și spunea, domnule, din 47 nu s-a mai făcut nimic, ce s-a întâmplat? Deci noi chiar ne-am pus în cap și domnul primar dorește ca tot orașul să-l modernizăm. Am început cu strada Idechirescu, unde s-a făcut extinderea termoficării, s-a făcut asfaltare, trotuare, borduri, băncuțe, europubele pentru fiecare cetățean, pentru că din ianuarie vor fi amenzi cei care nu vor selecta gunoaiele și acum suntem pe strada Cuza Vodă, strada Răsăritului este gata, deci toată Cernavoda va fi modernizată cu borduri, cu trotoare, unde este cazul, cele foarte, foarte vechi. Ce reacție primiți de la oameni, de la locuitorii din aceste zone? Da, am observat când, după ce am făcut asfaltul, trotoare, borduri, au început și cetățenii să-și repare gardul, să-și vopsească casa, să aprecieze oamenii și chiar își repară gardul și casa, văzând că strada este într-o stare bună și e foarte frumos. În această locație, în cimitirul orașului, vrem să facem aleile principale din cimitir, vrem să le aducem la stadiu de asfalt. Am început prin ale de coperta ușor, de a pune piatră, de a le pregăti în vederea asfaltării. Probabil mâine, poimine, zilele următoare se va asfalta. Totodată, o parte din cimitir suferă niște modificări. Vom face câteva locuri de veci, deoarece la momentul acesta sunt ocupate aproape în totalitate și după cum vedeți în această parte se fac lucrări, se vor face câteva alei și probabil, nu știu exact câte nu locuri vor fi, dar suficiente cât să aibă la momentul acesta cimitir.